Obștea mănăstirii Poarta Albă Galeșul a sărbătorit astăzi în mod deosebit pe Sfântul Iustin, martirul și filozoful, acesta fiind ocrotitorul paraclisului așezământului monahal. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a săvârșit și un parastas pentru părintele arhimandrit Iustin Pârvuc, titorul mănăstirii, și pentru toți cei care au murit în timpul construirii canalului Dunăre-Marea Neagră, deportați din toată țara. Cel care s-a îngrijit și de pătimitori de la Aiud, și de pătimitori de la Periprava, de pătimitori de pretutindeni, a fost cu adevărat înzestrat de Dumnezeu cu o dragoste atât de mare să poarte grijă de toți pătimitorii în temnițele comuniste, unde a pătimit și el. A pătimit chiar și în locurile acestea. Deci i-a ținut să fie aici mănăstire și împreună cu părintele Iustin Pârvul am pus piatră de temelie acestei mănăstiri, care este o mănăstire testament pentru toți cei ce au pătimit la canal, unde au fost și oameni cunoscuți de frățiile voastre, măcar întreacăt, aici la canal, a fost și vrednicul de pomenire, părintele Constantin Galeriu. Noi pomenim astăzi pe Sfinții Martiri împreună cu părintele Iustin. Eu fericesc aici pe cei ce au dat jertfă pentru a se întemeia acest așezământ. Și iată, Biserica Mare, cred că la anul va fi gata. Ierarhul a participat după amiază în stațiunea Mamaia la sărbătoarea copiilor. De 1 iunie, Departamentul Social Misionar al Arhiepiscopiei Tomisului a oferit cadouri pentru 650 de copii proveniți din medii defavorizate din județul Constanța. Nu au lipsit spectacolele, jocurile pe plajă și dulciurile. Darurile au fost oferite copiilor din mediul rural chiar de ierarhul locului. Astăzi, în ziua specială dedicată vouă, Ziua Internațională a Copilului, trebuie să simțiți că aparțineți unor părinți, unor tască, unei comunități și mai ales aparțineți bisericii. Prin faptul că aparțineți bisericii, sunteți iubiți de Dumnezeu și Dumnezeu vă are în grijă asta. Să rămâneți fideli idealului de a învăța foarte bine, de a face ceea ce este plăcut și folositor. Dar iată astăzi, deci este ziua copilului. Toți trebuie să ne întoarcem la copilărie. Copilărie este cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul parohiilor din Constanța și al Radio Dobrogea.